Astăzi reparăm o imprimantă inkjet cerneală Epson L210. Butonul de cancel și cu cel de power pentru a tipări foaia de status, pagina de test. Capul de scriere se calibrează. Durează destul de mult, dar nici modelul nu este unul foarte avansat. Am găsit și problema cu imprimanta. Avea un corp străin înăuntru care îmbloca mecanismul. Acum printează, după cum se poate observa. Are mici probleme cu capul de scriere care este înfundat și acum îi efectuăm o curățare. Aceasta este o problemă destul de comună cu imprimanta de inkjet, pentru că folosesc cerneala lichidă și de multe ori o parte din acele mici duze care eliberează cerneala se înfundă și afectează într-un fel sau altul calitatea de tipărire. Mai ales după o perioadă de un an sau doi de utilizare mai îndelungată. De asemenea și timpul de lucru contorizat pentru a oferi o evaluare corectă a prețului reparației.